Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să ieși? Da. Automobilele dumneavoastră? Eu sunt cunoașteți răspunsul. Că sărat. Eu și-am spus. Casa asta v-a aparține? Eu sunt cunoașteți răspunsul la întrebare. Eu am dus în eroare comisie, am spus că sărat. Eu niciodată n-am spus. Corect? Corect. Casa, proveniența la casa asta. Puteți să ieși cu casa nouă. Adică la cine nou? Cine vouă? La contribuabil. Contribuabil? Păi eu vă întreb, dumneavoastră, câte impozite ați achitat? Sunt organe de stat, este legea care prevede cui eu trebuie să răspund și când eu trebuie să răspund și eu acolo răspund. Dar nu oricărui pe stradă. Nu sunt obligat să vă răspund. Tot ce am avut de răspuns, am răspuns la organele competente, conform legii. Credeți că ați dus comisia privind în eroare sau nu? Cu siguranță nu. Dar de ce mă întrebați pe mine? Întrebați pe comisia privind. Și ce vreți să îngăjăm? Cum știu? Și dumneavoastră puteți să-mi veniți să-mi faceți poze și... Ce? Dumneavoastră mă filmați în concediu. Dar nu am pretenție. Băi, și veniți și mă filmați. Vă ocupați cu zăcăzul și cineva mă plătește pentru asta, corect? Cine? A? Cine? Cineva interesat. Dumneavoastră ce credeți? Că nu sunt oameni interesați care să mă compromit prin zăcăzul. Dar cine ar putea să vă zăcăzuiască sau cine ar putea să vă, ca să vă compromit? Cine e dumneavoastră? Nu știu, Viorel Mărar, poate altcine. Din situație, din asta scrieți pozitiv despre anumiți oameni, dar despre alți oameni scrieți negativ. Corect? Mi-am plăcut. Acolo din asta n-aveți nicio întrebare. V-ați trezit dimineața și ați decis să mergeți la mine acasă să mă filmați. Eu sunt cea mai importantă persoană în sistemul procuraturii. Eu am dosare penale. Din asta știți că eu vreo 7 ani de zile n-am niciun dosar penal. Gestiune. Din asta veniți la mine, iată, filmați. Din asta credeți că eu am măcar o premiză de corupție sau de ceva. Eu nu activez în sfera dată. Eu sunt tot pe alt domeniu. Asta tot de procuror, eu sunt procuror, dar eu nu am dosare penale în gestiune. Deja 8-le an. Și chiar și în teritoriu mă ocupam cu altceva, acțiuni civile și așa mai departe. Dumneavoastră, cum veniți, cum ați dus în eroare comisia privetinga? Cea mai mare problemă ați găsit în țara asta, e că pe mine m-ați găsit. Corect? Corect. Lăsam că cineva e interesat. Și eu vă întreb cine v-a plătit sau cum v-a interesat. Asta e întrebare firească. Pus că nu v-a plătit, da. Eu știu, poate altceva. Informații pentru informații. La voi așa e. Succesele care au participat domnul Viorel Murai. Nu ați fost foarte interesat în acest proces. Dumnealui a scris la Autoritatea Națională de Integritate 2 plângeri legate de mine. Și ambele au fost respinse. Dumnealui a depus și plângeri la Procura de Corupție și acolo tot s-a respins. Dumnealui a scris și la, cred că și la Privetin, și peste tot s-a demonstrat că legațiile sunt neîntemeiate. Și dumneavoastră, acum veniți la casa mea și mă... El cred că are cu mine reglări de conturi. Eu am participat, dumneavoastră țineți minte, eu am participat ca reprezentant a Procuraturii Generale. Eu pur și simplu mi-am făcut lucruri. Factori de decizie, nu au avut dosare penale, au gestionat cu procuratură, au avut... Eu, neavând niciun dosar penal, neavând factor de decizie, mi-a spus la mine acasă și filmați cum și nu știu ce. M-a verificat atâția organe, cât nu au verificat pe nimeni în țara. De când sunteți în sistem? 2012. Ați intrat în posesie când? Adică sursele, de cum ați intrat în posesie tot și o casă? Eu nu sunt obligat să răspund la nici un trapidrum. Eu am demonstrat la ANI, la Comisia Privetinga, la ASIS am trecut verificări. Peste tot am trecut verificări, dar nu la orice trecător. Dumneavoastră aveți motiv de suspecție, dumneavoastră așa vreți. Dar un cetățean care respectă legea, el înțelege că sunt organe în țară, asta care verifică. Dar nu trecătorii din drum. Să verifici și cunoașteți ce am eu, părinții și așa mai departe. O, de la părinți? Nu. Vă ajută părinții să vă? Dar eu nu sunt obligat să vă, și nu o să vă răspund. Eu am răspuns la toți care m-au întrebat și care au avut dreptul să mă întrebe. Dumneavoastră chiar crezi dacă eu aș fie că așa bogat, cum dumneavoastră insinuați, eu aș lua acasă aici, între garajuri. Uitați-vă, eu am făcut fasadă. Puteți să treceți în casă parte și acolo nici nu este nimic făcut. Aici terenul este de 100, ca să înțelegeți, 100. 0,3 și 0,1, nu știu cât. Uitați-vă și după cadastru. Atât eu să fiu bogat, Doamne ferește, eu... Nu, filmați antrajul, aici... Dar am plasat în centrul stăuceniului, practic. Adică centrul stăuceniului? Da.
Eu păsare normală, da. Da, e tot și o zonă undeva metru pătrat, așa tot costă. Deci, eu nu știu cât costă metru pătrat, eu am declarat așa cum este în toate declarații. Sursa. Am răspuns deja odată. Am avut discuții cu toate organele, dar nu cu Matalia.